Procurorii Anticorupție efectuează percheziții la domiciliul fostului director al Termoelectrica Beaceslav Ieni. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, descinderile au loc și în automobilele lui Ieni, precum și la sediile unor companii. Oamenii legii precizează că Beaceslav Ieni este vizat într-o cauză penală, fiind acuzat de abuz în serviciu. Procuratura va reveni cu detalii după finalizarea acțiunilor de urmărire penală.